Frați și surori, stimați prieteni, o să mai rămâneți în picioare doar pentru câteva clipe. Am intenția să citesc un pasaj din Scriptură, evident unul care pune în evidență viața de familie. De data aceasta am ales un pasaj din Petru, capitolul 3, 1 Petru, capitolul 3. Cunoașteți bine pasajul acesta. O să citim primele 7 versete, 1 Petru 3, 1 la 7. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de podoabe de aur sau îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curățirea nepieitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Amin. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Stimată Biserica a Domnului Iisus, frați și surori, dragi prieteni, suntem împreună înaintea lui Dumnezeu și îi mulțumim pentru viață, pentru sănătate, pentru faptul că ne-a ajutat să ajungem împreună aici, să ne închinăm în rugăciune, în cântare și apoi să avem timpul acesta în care vom medita cu responsabilitate la viața noastră de familie, la experiențele trecute și nădăjduim la cele viitoare. Sunt împreună cu Carmen, cu soția mea și vă aducem salutări din partea Bisericii Betania din Chicago, din partea păstorilor noștri, a membrilor bisericii. Acolo avem persoane care se trag din Biserica Elim sau din Timișoara sau în general din România. Vreau să-i mulțumim în mod respectos fratelui păstor Mitică Moț pentru obișnuita prietenie și dragoste frățească cu care ne-a primit tot timpul de-a lungul anilor, de-a lungul timpului, făcând din experiențele noastre niște amintiri foarte plăcute, drept pentru care întotdeauna când avem ocazia să vă vizităm, facem lucrul acesta cu o nespusă bucurie, ca oricare om care se simte iubit și prețuit atunci când vine în biserică sau în familie. Mulțumim și familiei Candreanu pentru găzduire și sigur că vă mulțumim și dumneavoastră tuturor pentru că sunteți aici. Atunci când vorbim despre viața de familie, vorbim despre unul dintre cele mai comune și obișnuite lucruri. Ne naștem în familie, creștem în familie, acolo suntem educați, suntem învățați, acolo trăim și acolo murim. De aceea viața de familie este centrul vieții unui om. Cel mai profund mediu de hrănire care influențează viața, principiile și valorile unui om, este viața de familie. Psihologia spune că educația unui om se realizează în primii 2 ani de viață, adică perioada în care copilul învață limba maternă. Și spun ei, dacă un copil este în stare să învețe în 2 ani o limbă, atunci este în stare să înțeleagă tot ce este bine și rău din punct de vedere al familiei în care s-a născut. De asemenea, ei spun că asemenea unui jurnal sau unui carnet pe care noi îl folosim să ne scriem ce avem de făcut în fiecare zi, întotdeauna primele pagini din jurnal sau tot ceea ce se spune în primii 2, 3, 4 ani de viață sunt lucrurile pe care nu le uităm niciodată. Să vă dau un exemplu banal. Întâlnim oameni mai în vârstă care ne spun detalii din copilăria lor. Și le țin minte foarte bine. Și în același timp ne întreabă, nu mai văzut unde am pus ochelarii? Acest paradox de informație
Te pune în situația să te întrebi cum poate să țină minte omul ăsta evenimente petrecute cu 70 de ani în urmă și a uitat unde și-a pus ochelarii cu 7 minute în urmă. Lucrurile care ne influențează sunt lucrurile care ne-au fost puse în copilărie. Acestea rămân ca niște fundamente. După Revoluție s-a creat oportunitatea imigrării și unii dintre noi ne-am stabilit în diverse țări și având experiența imigrației, înțelegem și aspecte pe care nu le-am fi înțeles dacă nu aveam această experiență, și anume, suntem expuși la o altă cultură, se mănâncă alte mâncăruri, oamenii se comportă altfel, au alte obiceiuri, dar întotdeauna lucrurile pe care le-am învățat acasă, mâncărurile pe care le-am mâncat acasă, acestea rămân preferate întotdeauna. De ce? Pentru că toate lucrurile care au făcut parte din copilăria noastră, din primii ani ai vieții noastre, rămân niște evidențe pentru noi restul vieții. Percepția pe care o avem în ultimul an este că lucrurile s-au schimbat atât de mult încât nu ne mai regăsim în peisaj. Redefinirea majoră a stilului de viață, a principiilor fundamentale care stau la baza familiei, a societății, principii care pentru ultimile sute de ani au ghidat omenirea, ele se redefinesc sub ochii noștri. Noile ideologii care sunt lipsite de un suport științific, logic, istoric, sunt impuse din ce în ce mai mult și ne trezim într-o lume cu care nu ne mai identificăm mai mult sau mai puțin. Cum s-a ajuns aici? Vedeți, viața de familie este din ce în ce mai contestată. Viața de biserică este din ce în ce mai contestată. Creștinismul rămâne cel mai persecutat grup de oameni. Lucrurile acestea se întâmplă pentru că asupra noastră, de-a lungul istoriei, s-au manifestat anumite ideologii, anumite influențe ideologice, care, fără să ne dăm seama, au modificat principiile, prioritățile și părerea, mentalitatea, paradigma noastră de gândire, mentalitatea noastră despre lume și viață. De ce oamenii au devenit atât de toleranți? De ce astăzi ajungem să acceptăm faptul că un copil care se naște nu mai e băiat sau fată, în timp ce, de când e lumea lume până astăzi, întotdeauna când un copil se năștea, prima întrebare care se punea era: ce este? Și indiferent câtă carte avea mama sau moașa, puteau să spună: e băiat sau fată. Nu trebuiau analize de laborator, nu trebuia analize pentru ADN-ul, nu se făcea măsurători speciale, ci pur și simplu, dintr-o simplă privire, îți dai seama dacă un copil e fată și băiat. Și am ajuns în ziua de astăzi, când ni se spune că copiii nu mai au gen prin naștere, biologic, ci pur și simplu el este un copil angro și când se face puțin mai mare sub influența mediului de hrănire, atunci el alege dacă este băiat sau fată. Cât de științific este propunerea aceasta? Noi știm că nu este deloc. Sigur, oamenii de știință sunt într-o parte, iar politica este în partea cealaltă. Adevărul este că un băiat are creier de băiat și o fată are creier de fată. Aceasta este științific. Nu este o alegere de gen, ci copilul nu poate să fie altceva decât băiat, indiferent ce alege el să fie și indiferent de procedeele medicale la care este expus. Cel puțin în ultimii 300 de ani se fac pregătiri pentru lucrurile care urmează să se întâmple în viitorul apropiat, finalizând procesul acesta de globalizare la care umanitatea este expusă. Aș vrea să spun în introducere, deși nu are legătură cu viața de familie ce spun în mod direct, dar are legătură cu noi în mod direct, aș vrea să spun câteva lucruri care nu se referă, repet, în mod direct la familie, dar încearcă să explice puțin cum s-a ajuns aici. Aș vrea să vorbesc despre două lucruri. O să încerc să fac lucrul acesta cât mai repede, întreagăt, și apoi o să revenim la subiect. Aș vrea să vorbesc puțin despre modernism și postmodernism. Atunci când înțelegem aceste două concepte, ne dăm seama că în ultimii aproape 100 de ani, noi am fost expuși unor curente ideologice care, fără să ne dăm seama, ne-au influențat foarte mult. Și nu neapărat pe noi
membrii ai comunității mondiale, ci pe cei care ne conduc, pe cei care fac legile, pe cei care le schimbă. De aceea m-am hotărât să vă spun câteva informații de care nu sunteți străini, dar am intenția prin prezentarea acestor informații să spun următoarea idee. Noi suntem produsul unui sistem de educație. Noi suntem produsul cărților pe care le citim, influențelor sociale, familiale, bisericești, media pe care le ascultăm. Fără să ne dăm seama, atunci când suntem expuși pentru prima oară un precedent la un anumit gen de informație, asta ne surprinde. Dacă revenim asupra acelei informații, ne surprinde mai puțin. Dacă a treia oară revenim la subiectul respectiv, pur și simplu îl găsim obișnuit. Așa se face că noi suntem ființe care ne putem acomoda la orice gen de informație, chiar dacă la început am fost mirați, surprinși, poate chiar suspicioși. Ce este modernismul sau ce a fost modernismul? Modernismul a fost o mișcare culturală care a apărut pe la începutul secolului 20, prin care artiștii s-au revoltat împotriva tradițiilor academice și istorice, refuzând ideea de frumos și perfecțiune. Ideea de frumos și perfecțiune care ținea de epoca precedentă. Modernismul este sau a fost o mișcare care respinge vechile reguli ale epocii victoriene, despre care știm atât de multe lucruri. De partea cealaltă, tradiționalismul respectă cu strictețe toate tradițiile care țin de zona în care fiecare dintre noi ne-am născut. Modernismul, de fapt, este un proiect occidental, bazat pe idolatrizarea rațiunii umane și pe un optimism cu privire la perspectiva schimbării în bine a lumii. Această perspectivă a prins foarte bine la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, atunci când oamenii aveau nevoie de hrană, de casă și de toate celelalte lucruri la sfârșitul războiului. Iar promisiunea aceasta a unei lumi noi, a unei vieți împlinite, saturate de belșug material, a prins foarte bine. Modernismul creează reguli, creează modele și tipare, motiv pentru care lucrurile se fac întotdeauna la fel, aproape plicticos. Ca o reacție la organizarea rigidă și la standardizarea modernismului, apare postmodernismul, mentalitate sau ideologie care elimină regulile și aduce confuzia. Postmodernismul este un subiect atât de complex încât pur și simplu nu există explicații pentru el. Dacă întreb pe cineva, dacă intrați pe Google și întrebați ce este postmodernismul, o să citiți pagini întregi și pur și simplu nu o să înțelegeți mare lucru, pentru că acesta este postmodernismul. Anii 60-70 ai secolului trecut sunt anii eliberării de standardele tradiționale, apare feminismul, libertatea sexuală, identitatea de gen și mai ales relativizarea adevărului absolut. Ideologie care de altfel a mutat hotarul dintre privat și public. Postmodernismul este absolut opus modernismului, fiind de-a dreptul nonconformist, foarte fluid, expresie pe care o să o auziți din ce în ce mai des de acum înainte, fluid în sus, fluid în jos. Este foarte divers, fiecare lucru este absolut diferit de celelalte, este unic. În același timp se regăsește într-o anumită măsură în toate celelalte. Postmodernismul este de fapt o filozofie care spune că nu există adevăr absolut. Asta înseamnă că nu mai există bine și asta înseamnă că nu mai există rău. Teza principală a postmodernismului este negarea oricărui adevăr, dar absolut negarea oricărui adevăr. În acest context apare paradoxul, prin faptul că postmoderniștii pot crede în adevărul contradictorii în același timp. Dacă nu mai există adevăr absolut, înseamnă că Biblia nu mai este adevărată. Înseamnă că religia creștină, ca oricare altă religie care promovează niște reguli de viață, imaginați-vă decalogul
cea mai mare poruncă, marea trimitere. Toate lucrurile acestea care sunt absolut absolute, ele nu-și mai găsesc locul în existența noastră. În acest context apare paradoxul. Prin faptul că postmoderniștii pot crede în un adevăr care este absolut personal. Cu alte cuvinte, orice cred eu că este bine pentru mine, este un adevăr personal. Dar niciodată nu poate deveni un adevăr absolut. Fiecare om are adevărul lui. Dacă cineva vrea să facă un lucru sau să creadă într-un lucru extrem de ciudat, ăla este un adevăr pentru el. Dar nu se potrivește pentru altcineva. Imaginați-vă cât de nepotrivită este religia creștină pentru postmoderniști. Ce spune religia creștină? Că noi trebuie să ducem vestea bună a Evangheliei tuturor oamenilor. Dar ei spun că ceea ce crezi tu e doar pentru tine și nu ai voie să-i spui altuia ce crezi tu, să-l ajuți pe altul să creadă ce crezi tu și să-i impui altuia ce crezi tu. Pentru că nu există adevăr absolut. Nu există adevăr absolut că familia trebuie să fie compusă dintr-un bărbat și o femeie. Nu există adevăr absolut că aceștia care s-au căsătorit, de fapt căsătoria nici nu prea are locul în postmodernism, pentru că toată ideea se învârte în jurul plăcerii. Dragostea este confundată cu, dacă îmi permiteți, vă rog să mă iertați pentru expresie, este confundată cu sexul, este confundată cu plăcerea și orice lucru pe care îl crede cineva este problema lui. El poate să creadă orice, dar el nu poate să prezinte ceea ce crede el ca un adevăr absolut, pentru că nu există adevăr absolut. Deloc! Ceea ce crezi dumneata este problema dumitale. Îți place albastru? Este ok. Dar nu spune că albastru este superior celorlalte culori. Ceva de genul acesta este postmodernismul. Atunci când vorbim de modernism și de postmodernism, spune și faptul că există diferențe între cele două. Modernismul a distrus tradiția. Toate tradițiile pe care părinților noștri le-au transmis din generație în generație, au fost distruse de modernism. Această ideologie a fost planificată în acest proces al globalizării. A fost planificată ca să își atingă scopul acesta, să distrugă tradițiile. Ceea ce îi dă unui om identitate este familia și cultura. Din cultură făcând parte tradițiile, religiile și celelalte lucruri. Când unui om îi se ia familia și îi se ia cultura, el pur și simplu rămâne suspendat în aer. Nu mai are niciun suport pe care să-și așeze existența și cu care să relaționeze. Imaginați-vă să nu mai ai mamă, să nu mai ai tată, să nu mai ai frați, să nu mai ai surori, să nu mai ai prieteni, să nu mai ai vecini și să nu mai ai colegi de muncă. Nu te mai regăsești în nimic. Nu mai ai de ce să te agăți. Nu mai cunoști pe nimeni. Nu mai ești personal și intim cu nimeni. Aici ne-a adus modernismul, iar postmodernismul ne-a preluat ca pe o ștafetă și a mers mai departe. Modernismul a distrus tradiția, afirmând puterea nelimitată a rațiunii, însă postmodernismul a distrus rațiunea și a distrus adevărul obiectiv, spunând că nu mai există adevăr obiectiv. Adevărul obiectiv nu există. Singurul adevăr care există este ce-ți place ție. Ce spui tu, ce vrei tu. Oameni dragi, fără să ne dăm seama, chiar dacă noi nu conștientizăm duritatea și nebunia acestor adevăruri, ele pur și simplu alunecă în mințile noastre prin ceea ce citim, prin participarea noastră la cotidian. Noi facem parte dintr-o lume. Dacă intri în bucătărie unde se prăjește ceapă, nu poți să ieși de acolo și să nu-ți miroase hainele, a atmosfera, a mediul, a mirosul din bucătăria aceea. Ceapa aceea va intra în tot ceea ce ești tu. Fără să ne dăm seama, membrii familiilor din generația noastră, bărbați și femei, ei au în sufletul lor această ideologie care nu este foarte evidentă, care nu este predată în școală în maniera aceasta să se spună negru pe alb cum stau lucrurile, dar ideologia asta ne influențează percepțiile, ne influențează mentalitatea, ne influențează convingerile, principiile, prioritățile și pur și simplu, fără să ne dăm seama, devenim modelați de genul acesta de informație.
Așa se face că nu ne mai potrivim deloc cu părinții noștri. În primul rând la ideologie și apoi la stilul de viață. Ne-am însingurat, bunicii puteau să steau 2-3 generații într-o casă, bunicii, părinții, copiii, poate chiar nepoții. Noi nu mai suferim astăzi să stăm cu nimeni. Vrem să stăm noi singuri și am terminat. Existau foarte multe neînțelegeri în familiile bunicilor și străbunicilor noștri, dar oamenii nu divorțau. Astăzi, domnule, după 2-3 ani nu ne mai potrivim la caracter. Ne-am certat cu părinții când ne-am căsătorit, pentru că părinții n-au fost de acord cu fata sau băiatul pe care i-am ales. Noi am spus, nu, asta este ceea ce iubesc eu. Și după 2-3-4-5 ani ne răzgândim. Nu există neapărat un adulter la mijloc, dar nu ne mai potrivim la caracter. Fără să ne dăm seama, noi am devenit alți oameni. Scopul pentru care vă spun lucrurile astea este ca să conștientizăm că noi suntem influențați și de modernism și de postmodernism, chiar dacă venim la biserică, chiar dacă citim Biblia. Să nu vă supărați când îndrăznesc să spun, dacă o mai citim. Chiar dacă ne botezăm în apă, chiar dacă participăm la cateheză și la studii biblice, noi în biserică stăm 3, 4, 5, 6 ore pe săptămână, dar în societate stăm de când ne naștem până murim. Platformele de socializare ne-au luat timpul încât nu mai avem timp să ne rugăm, nu mai avem timp să citim Biblia. Oriunde mergeți în lumea asta, inclusiv la restaurant, merge soțul cu soția să mănânce și pur și simplu pe amândoi îi vei vedea separat, cu un telefon în mână, uitându-se la niște străini. Iar când unul moare, domnule, ce tragedie, ce nenorocire. În timp ce pur și simplu ne permitem să ne înstrăinăm unul de altul, în timp ce stăm unul lângă altul. La cine ne uităm când stăm lângă soțul sau lângă soția noastră? Ne uităm la alți oameni. Este foarte ciudat că am ajuns aici. Nu mai avem timp să comunicăm. Nu mai avem timp să ne împărtășim frustrările, bucuriile, nemulțumirile. Nu mai avem timp să vorbim unii cu alții despre noi, despre copii, despre viitorul lor. Pur și simplu, nu putem să mâncăm micul dejun, că trebuie să ne punem pe internet. Să vadă și lumea. Avem nevoie de atenție. Suntem niște persoane care avem nevoie de atenție. Atenția asta ne hrănește, ne face importanți. Ei, asta este produsul unor ideologii care ne împing, care ne influențează, care ne modelează paradigma de gândire. Modernismul a criticat creștinismul, pentru că nu este adevărat. Postmodernismul critică creștinismul pentru că pretinde că este adevărat. Modernismul a crezut că există adevăr absolut, de aceea a acceptat creștinismul ca fiind unul dintre adevărurile absolute. Postmodernismul nu crede în adevăr absolut, nu crede în creștinism, nu crede în Biblie, nu crede în nimic ce spui așa trebuie. Nu, domne, nu trebuie niciun fel, cum vrei dumneata așa trebuie. De aceea vor să ne scoată copiii din mână. Păi copilul stătea lângă mama și tata, stătea lângă bunici, lângă familia extinsă 7 ani. Știa ce e aia, rață, gâscă, curcă, vacă. Am avut o experiență destul de neplăcută când la noi în biserică s-a făcut VBS-ul, școala biblică de vacanță. Adică în timpul vacanței de vară, școala duminicală organizează pentru o săptămână de dimineață până seara un fel de școală duminicală de toată ziua. Și copilul l-a dus de dimineață acolo, el mănâncă de vreo 2 ori și participă la tot felul de jocuri, la tot felul de părtășii, la tot felul de studii cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu. Și într-o zi am văzut că au adus niște cuști, au chemat o companie să aducă niște cuști cu animale. Am avut o experiență tare dureroasă. Era într-o cutie niște găini. Copiii se uitau la ele, n-au văzut în viața lor așa ceva. Ei nu știau că carnea pe care o mănâncă, de fapt, înainte să ajungă la ei în farfurie, arată așa ca o găină vie. Erau rațe, erau gâște. M-a buvnit râsul, totuși am avut o stare de amărăciune. Până la 7 ani eu știam toate lucrurile acestea, cunoșteam toată informația despre asta. E, astăzi ne ducem copiii la școală de la 3 ani. Îi ducem la tot felul de grădinițe, de kindergarten și pur și simplu, care e scopul? Este să ia din familie cât mai devreme posibil. Să nu apuce să fie influențați de părinți. Să nu apuce să se atașeze emoțional de părinți. Să nu se dezvolte dragostea.
Să nu existe amintiri care te țin împreună și care te umple de dor. Să nu mai existe legături interumane care să conteze. Să existe o detașare emoțională bolnavă, să fim ca niște străini. Mama să nu însemne nimic decât că m-a adus pe lume și ce-i cu asta? Și foarte de timpuriu, când copilul nu are capacitatea să evalueze dacă un lucru este bun sau rău, că asta e treaba părinților până când se dezvoltă discernământul copiilor, ei să meargă în instituții care sunt servite de specialiști. Specialiști care trăiesc cel puțin 20 de ani, dacă nu 25, în sistem și sunt educați ce trebuie să facă și ce trebuie să spună. Ei predică modernismul și postmodernismul, ei sunt împotriva creștinismului, ei sunt împotriva credinței, ei sunt împotriva fidelității, ei sunt împotriva virginității, ei sunt împotriva loialității și pur și simplu predică că ceea ce vrei tu, ceea ce crezi tu, tu ești șeful, tu ești Dumnezeu. Ăsta este singurul lucru adevărat. Adevărul pe care tu îl crezi este un adevăr doar pentru tine. Nu există adevăr universal. Nu există adevăr absolut. De aceea creștinismul le încurcă planurile și trebuie să-l anihileze. De aceea familia îi deranjează, pentru că acolo există relație bazată pe iubire. Îți dai viața pentru copil, îți dai viața pentru tata, îți dai viața pentru cineva din casă, mai ales pentru familia restrânsă, chiar și extinsă. Ei, în ideologia postmodernistă, lucrurile acestea sunt piedici care trebuie eliminate. Acesta este adevărul care nu este spus, dar dacă ne uităm în plan social, foarte diluat, acesta este adevărul. Din acest motiv v-am spus aceste lucruri, ca să ne putem explica cum am ajuns de în societatea noastră se întâmplă bazaconiile astea. Și nimeni nu zice nimic. Cum se căsătoresc doi? Și peste 2-3 ani, pur și simplu, unul se duce la mare și unul se duce la munte, ea cu prietenele ei și el cu prietenii lui. Și după aceea se miră că nu se mai iubesc, se miră că nu-i mai spune te iubesc, se miră că nu mai au niciun atașament emoțional și nu mai simt mare lucru unul pentru altul. Se miră că familia e o relație foarte slabă, care nu mai oferă nimic decât pretenții. Se miră că relația de familie devine împovărătoare. Suntem programați să trăim viața asta. Unde totul cade pe mine. Ce vreau eu, ce simt eu, ce îmi place mie. Devenim din ce în ce mai egoiști, devenim din ce în ce mai secretoși, mai individualiști. Dacă soția mi-a telefonul să se uite în el, s-ar cars. Asta înseamnă că am ceva de ascuns, nu? Dacă ea întreabă care ți este passwordul, spune, dar ce te interesează? Păi mă, oameni buni, voi ați împărțit viața împreună și passwordul e implicat în treaba asta, cum ce mă interesează? Păi femeia asta l-a lăsat pe taică-sul și pe maică-sa și la fel a făcut și soțul și v-a spus împreună, fără condiții, fără rezerve, în mod necondiționat. Tu ești al meu, eu sunt al tău. De ce se naște individualitate în unitate? Am fost programați să gândim în felul acesta. Toate filmele pe care le vedem, cine vede filme? Toate cărțile pe care le citim, cine citește cărți? Și mai ales platformele de socializare, într-un mod diluat și mascat, vorbește despre acest adevăr personal. Nu mai există adevăr colectiv, nici absolut, nici universal. În afară de biserică, aproape nicăieri în societate nu se mai vorbește despre importanța familiei, despre mântuirea sufletului, despre viață veșnică, despre un legământ pe viață în căsătorie, despre importanța procreierii, că uite, o să rămânem singuri, o să ajungem la pensie și o să ne plătească extratereștii pensia. O să mai spun câteva cuvinte închei și revenim la subiectul pentru care ne-am întâlnit în seara asta. Elementele care au contribuit la crearea postmodernismului sau a condiției postmoderniste sunt următoarele. În primul rând, o lume dominată de economia de piață. Asta înseamnă că noi vom cumpăra lucruri fără de care am putea trăi la fel de bine dacă nu le-am cumpărat. Pur și simplu cumpărăm din obicei, nu din nevoie. Cumpărăm din obicei.
Ei, psihologii care stau la baza marilor corporații care conduc lumea știu asta. Și de aceea ne trimit text message, ne trimit e-mail-uri și pe orice cale, în general prin publicitate, ne pun sub nas lucruri pe care nu le-am fi cumpărat dacă ei nu ne-ar fi sugerat. De fapt, ei nu ne sugerează, ei ne comandă. Pentru că ei știu cum să facă asta. Apoi, drepturi depline pentru minorități. Dom'le, minoritatea astăzi e mai importantă decât majoritatea. Să fie clar că noi acceptăm sau nu, asta este o problemă de gust personal. Minoritatea e mai importantă decât majoritatea. Uitați-vă în Statele Unite, uitați-vă unde vreți dumneavoastră. Poate Africa face un pic de excepție. Conservarea mediului. Cel mai important lucru astăzi este conservarea mediului. Eu nu zic că nu e importantă conservarea mediului, dar la locul ei. Supravegherea, manipularea și pătrunderea în viața privată a individului. Unde mai este astăzi dreptul omului ca să fie private? Pentru că nu mai este private. Dependența de tehnologie. Vi s-a întâmplat să uitați într-o zi telefonul acasă? Ați observat că trăiți ca și cum cineva vă urmărește să vă împuște? Așa vă simțiți. Simți că îți lipsește o mână, un picior, îți lipsește ceva. Face parte din noi. Face parte din noi, pur și simplu. Există o legătură afectivă. Nu ne mai simțim întregi dacă nu-l avem. Asta se numește dependență. O dependență pe care nu o conștientizăm și pe care nici nu vrem să o conștientizăm. Apoi, este separarea indivizilor și ducerea acestora la însingurare. Viața noastră este programată să ne însingureze. Toată lumea are câte 5.000 de prieteni pe Facebook, atâta se permite Facebook-ul. 5.000. Și probabil că pe 4.999 nu-i cunoști în mod personal, n-ai băut niciodată o cafea cu ei, n-ați plâns niciodată împreună și n-ați râs niciodată împreună. Rolul ideologiei contemporane este ca să ne însingureze pentru ca să ne poată distruge. Când ai pe lângă tine o familie, un număr mare de indivizi, oameni cărora aparții și care ți aparțin, oamenii aceștia devin o protecție pentru tine. În primul rând, o protecție ideologică. Ei decizii și ei spun, hei, nu faci bine ce faci. Încă ceva, separarea de lumea reală prin expunerea la lumea virtuală. Hai să spun câteva caracteristici despre postmodernism și închei. Denaturarea adevărului, sau mai bine zis, denaturarea naturalului. Adică refuzul de a prezenta separat de ceea ce e natural și de ceea ce este contrafăcut. Astăzi este aproape imposibil să-ți dai seama dacă un lucru este contrafăcut sau este real. Atât de tare sunt amestecate lucrurile acestea, încât a devenit normal. Pe nimeni nu mai interesează treaba asta. Am înghițit-o de mult. Deja am pierdut războiul cu treaba asta. Acum sunt în fața alte războaie pe care urmează să le pierdem. Sau abordarea termenului discriminării în orice fel și în mod deosebit pe cele ale minorităților, așa cum spuneam puțin mai devreme. O lume întreagă stă în drum de 3 oameni, sau de 30, sau de 300, sau de 3 milioane. Respingerea oricăror reguli, a oricăror credințe, sau posibilitatea să faci ce vrei și să crezi că lucrul ăsta poate fi adevărat. Cele mai importante 5 principii ale postmodernismului sunt următoarele. Primul, realitatea este doar în mintea omului. Nu există nimic adevărat în afară de ceea ce este în mintea mea. Doi, oamenii nu sunt în stare, nu sunt capabili să gândească independent de realitățile înconjurătoare. De aceea avem nevoie de ajutor. Nu putem judeca lucrurile din altă cultură sau din viața altei persoane, deoarece realitatea noastră este diferită de realitatea lor. Mi-am notat foarte multe lucruri pe care aș putea să le spun despre ideea asta, dar nu pentru asta ne-am întâlnit. Am spus lucrul acesta ca să vă sugerez faptul că noi suntem programați prin educație, noi suntem programați prin informație, noi suntem programați prin influență.
Televizorul a fost o mare pacoste pentru noi, deși bunicii noștri pe care i-am criticat atât de mult, i-am numit legaliști, ei au avut dreptate. Eu recunosc asta astăzi, dar n-am recunoscut atunci. Am crezut că ei sunt legaliști și pentru că ne sugerau, unii chiar ne opreau să ne uităm la televizor, i-am criticat, i-am judecat. Televizorul și mai apoi internetul ne-a invadat cu violență și cu rele intenții. Singurul lucru care este privat, sufletul, mintea. Și noi avem impresia că suntem liberi, dar nu suntem liberi. Noi suntem programați și tot ceea ce gândim, tot ceea ce spunem, tot ceea ce simțim are legătură cu avalanșa aceasta de influență prin informație, care de ani buni de zile se manifestă peste sufletele noastre. Copiii noștri, cel puțin, sunt aproape predestinați. De aceea, secretul este să-i ținem cât mai aproape de familie, de membrii familiei, dacă se poate răstrânse și extinse, pentru că acolo se creează legături de iubire care nu se vor rupe niciodată. Aparții cuiva și asta îți dă siguranță, îți dă liniște. De ce există atâta depresie? Pentru că oamenii se simt singuri. Dar cum să se simtă, domne, singur? Nu l-a făcut și pe el o mamă și un tată? N-au mai avut frați și surori? N-are și el bunici, unchi și mândușe? Nu, domne, ăsta nu mai are nimic. Nu are nimic, pur și simplu. Nu are la cine să sune într-o seară dacă simte că e stresat sau că are nevoie de ajutor. Ei bine, omul ăsta social de care eu încerc să vă spun dumneavoastră, el într-o zi se însoară și devine soț. Și se însoară cu fata mea, asta e problema. Dar nu e problemă, că și fata mea e la fel ca el. Educați în aceeași lume, la aceleași școli, sub aceeași ideologie. Și noi încercăm să avem așteptări de la ei, să fie fideli, să se ierte unul pe altul, să se înțeleagă unul cu altul, să mai lase și unul și altul și să formeze o familie unită, să devină niște părinți, exemplu pentru copiilor, să facă o casă frumoasă, să fie niște oameni serioși în biserică, niște creștini buni. Dar individul care joacă rolul de soț și de soție, rolul de tată și de mamă, nu poate să facă asta, pentru că el a fost educat împotriva la aceste așteptări. El nu mai poate să fie fidel, pentru că el este dependent. În momentul în care un copil se naște cu... În momentul în care un copil se naște cu device-ul ăsta în mână și de la 3, 4, 5 ani sau poate de la 7, 8 ani poate să aibă un astfel de telefon, noi îi spunem telefon, măcar dacă am spune adevărul, ăsta nu-i telefon, stimați prieteni, ăsta este computer. Asta nu-i telefon. Una dintre funcțiile lui este telefonul. Dar nu telefonul îi atrage pe copii. Pe copii atrage internetul. Ori un copil, un adolescent, care poate să aibă un astfel de device în mână și se duce cu el în dormitor noaptea, dumneavoastră v-ați gândit vreodată ce face? Îmi veți spune că să spuneți ce vreți, dar v-ați gândit vreodată ce face? Curiozitatea îl va împinge să facă tot ce este posibil să facă. Iar lucrurile care îl vor face să simtă plăcerea generată de dopamină, atunci îl va face să se întoarcă acolo mereu, 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 până când se va crea dependența. Și de atunci încolo e condamnat pe viață. Nu am intenția să vă sperii, poate că un pic exagerez, însă o fac intenționat ca să pun în evidență adevărul acestor realități, însă scopul meu este să vă spun că atunci când eu mă căsătoresc și devin soț, de fapt eu sunt eu, Luigi Mițoi, dar intru în rolul de soț. În seara asta am intrat în rolul de predicator, am fost la spital, am intrat în rolul de pacient. Am fost în magazin, am intrat în rolul de cumpărător. Am venit cu mașina, am avut rolul de șofer. Dar eu sunt individul lui Gimițoi, care am rolurile astea. În fiecare rol, eu sunt la fel de înalt.
Sunt la fel de brunet, la fel cu chelie. În toate rolurile astea eu sunt individul lui Gimițoi. Dacă eu, individul lui Gimițoi, nu are caracter, nu are omenie, nu are milă, nu are echilibru, nu are minte, nu are experiența vieții, în toate rolurile astea, aceste lipsuri se vor manifesta. Și ca soț, și ca tată, și ca șofer, și ca pacient, peste tot voi fi la fel de înalt, la fel de cuchelie, la fel de brunet. Degeaba se așteaptă soția mea să manifest iubirea, să-i aduc flori. Degeaba mama soacră se așteaptă sau, mă rog, dau niște exemple banale. Degeaba, pentru că eu sunt individul lui Gimițoi care am o anumită măsură de înțelepciune, de educație, de minte, de discernământ și indiferent ce rol joc eu, eu rămân individul lui Gimițoi. Eu nu pot fi mai bun ca soț decât sunt ca individul lui Gimițoi. Dacă eu sunt o persoană hipernervoasă când mă oprește un polițist, mă voi certa cu el. Când soția îmi va spune ceva, mă voi certa cu ea. Când păstorul îmi va atrage atenția, mă voi muta de la biserică. Când ușierul îmi va sugera să nu stau acolo, să stau aici, eu o să-l întreb, dar tu cine te crezi să-mi spui mie unde stau? De ce? Pentru că mie mi s-a băgat în cap că eu stau unde vreau eu. Nu unde îmi spune cineva. Păi ce eu mai sunt pe vremea lui bunicu? Păi ce eu mai trăiesc sub Ceaușescu? Auzi, domnule! Aș vrea să întoarcem pagina, dacă o mai putem întoarce, și să revenim la pasajul pe care l-am citit. Petru se adresează unor oameni din generația lui, care și ei, încă de când s-au născut prin părinți și apoi prin celelalte instituții și oameni care au pus influență asupra lor, erau un anumit gen de oameni. Timpul a trecut. Statul astăzi e mult mai puternic decât atunci. Marile corporații care conduc lumea sunt mult mai influente decât atunci. Atunci era o mare măsură de libertate, mai ales de gândire. Astăzi nu mai există. Nu vreau să vă dau exemple din China, care este de fapt un pilot pentru toată omenirea. Dar ceea ce vreau să vă spun este faptul că atunci când citim cartea aceasta, noi o înțelegem cu experiența oamenilor din secolul 21. Nu putem ieși din asta, pentru că este experiența noastră. Noi suntem pur și simplu afectați de tot ceea ce știm, de tot ce știm în generația noastră, de tot ce ni s-a întâmplat. Haideți să ne uităm la pasajul acesta. Aici Petru, în 7 versete, se adresează soților, care înseamnă un om plus un om, un bărbat și o femeie. Fiecare vine cu experiența lui. Prima diferență de experiență este experiența de gen. Spuneam, repet, deși nu vreau să neapărat să spun prea multă informație, spuneam că bărbații sunt bărbați prin faptul că în primul rând au creier de bărbați. Mi-a să știți că creierul are doi lobi, așa cum sunt plămânii, dacă îmi permiteți comparația asta care nu e perfectă, și bărbatul folosește lobul din stânga, acolo unde este logica și centrii de orientare în spațiu. În timp ce femeile folosesc mai mult centrii din dreapta, dar ele sunt distributive și fac legătura și cu partea din stânga. De aceea femeile sunt mai sentimentale, pentru că partea din dreapta a creierului se ocupă cu afectivitatea. Cum poate să spună că un copil când se naște hotărăște dacă va fi fată sau băiat? O să schimbe creierul în cap așa cum pot eu să-mi scot batista din buzunarul stâng, să o bag în buzunarul drept? Mai mult de atât, un bărbat trăiește pentru performanță. E o ființă competitivă. Orice bărbat de aici poate să înțeleagă exemplul pe care urmează să-l dau acum. Mergi cu mașina pe stradă și te depășește o altă mașină. Ei, dintr-o dată te deranjează. Nici o doamnă de aici nu va înțelege exemplul ăsta, că pe nici o doamnă nu interesează competiția decât în probleme de design, de decor. Dar pe bărbați, bărbații trăiesc pentru performanță. Imaginați-vă că v-ați urcat într-un avion
Și vine o doamnă cu un bagaj, cu un carry-on și vrea să-l pună acolo sus și bagajul e puțin cam greu. Păi toți bărbații din zonă vor sări, doamnă, permiteți-mi să vă ajut. Iar ea, sclipind de fericire și de atenție, spune mulțumesc frumos și se așează. Imaginați-vă că vine acum un bărbat și el tot la fel cu o geantă mai grea și încearcă să o pună acolo sus și bărbații ăștia sări și la el să-l ajute. Care este efectul? Ăsta se va face foc de supărat și va spune, ce mă vezi că nu sunt în stare să-mi pun geanta? De ce pentru femeie o onoare să fie ajutată și pentru bărbat e o rușine și o umilință? Cum schimb treaba asta? Bărbații trăiesc pentru performanță. Femeile trăiesc pentru comunicare, pentru dragoste. Asta este, pentru asta sunt programate ele să trăiască. În afară de aceste experiențe sunt cele dobândite. Fiecare este marcat de obiceiurile familiei. Venim atât de diferiți și ne punem unul lângă altul, vrem să dormim în același pat, să mâncăm la aceeași masă și toată viața să fim împreună până la bătrânețe fericiți, nevoie mare. Însă toate diferențele acestea sunt dușmanii relației noastre. În luna de miere toate se potrivesc și după luna de miere nu se mai potrivește nimic. Aceasta este realitatea spre care Dumnezeu vine cu un om în calitate de soț și cu o femeie în calitate de soție și le dă toate sfaturile din pasajul acesta. Observați și dumneavoastră că dintre cele 7 versete, 6 sunt pentru femei, iar 1 este pentru bărbați. Nu vi se pare nedrept? E foarte nedrept. De ce doar unul pentru bărbați? Că le ajunge de-aia unul. Priviți la versetul 1. 2, 3, 4, 5, 6. Sunt foarte multe detalii. Priviți la versetul 7. Totul logic, face sens, scurt și la subiect. Sunt 3 lucruri aici. Înainte să ne ocupăm în mod concret de asta, permiteți-mi să introduc încă un element nou. De data asta este un element istoric. Și anume, să vă spun că în general, în lumea noastră, sunt foarte multe modele de familie. Orice model de familie am abordat noi în mod personal să avem în familia noastră, deja milioane de oameni au mai trăit în felul ăsta înainte de noi. Așa că s-au conturat prin repetare anumite modele de familie. Și fiecare dintre noi suntem influențați de modelele acestea și luăm pe unul dintre ele pentru noi. Exact cum temperamentele, cele 4 temperamente, coleric, sanguinic, flematic și melancolic, nimeni nu are un temperament pur coleric sau pur sanguinic sau pur flegmatic sau pur melancolic. E dominant coleric sau flegmatic sau altceva, dar are și anumite părți, componente din celelalte temperamente. Dar dominant este într-un fel. Ei, la fel și aici. Există în general 3 modele, 3 tipare de familii mai importante decât toate celelalte. Și am să spun câteva caracteristici despre fiecare și fiecare dintre dumneavoastră încercați să vă identificați cărei tipar sau cărui tipar sau cărui model îi aparțineți mai mult în majoritatea stilului dumneavoastră de viață. Haideți să vorbim puțin despre asta. O să începem cu modelul tradițional. El este și cel mai vechi. Pentru că mai înainte de orice sunt obiceiurile oamenilor care se numește pentru cei care urmează tradiție. Modelul tradițional are următoarele caracteristici. Familia este extinsă și, așa cum spuneam puțin mai devreme, în familie poate să conviețuiască bunicii, părinții, copiii, poate chiar și nepoții. Și se înțeleg. Aici nu mai este doar soția care ți-aduce aminte, e soția, mama, bunica, 3. Și dacă fata e mare, mai contribuie și ea. Sigur nu mai uiți. Dacă trebuie să fii certat, te ceartă vreo 3-4 să-ți ajungă. Dacă unul nu știe cum să se apropie de tine, măcar unul dintre ceilalți 2-3 vor ajunge la inima ta, șansele sunt mai mari. Dar asta numai în familia tradițională. Aici relațiile sunt foarte puternice. Dar la fel sunt și tensiunile, pentru că
Se căsătorește fata, dar trăiește cu mama în casă. Și mama vine și îi spune ceva și ea îi spune: mamă, lasă-mă în pace că m-am căsătorit. Și maică se o întreabă: și dacă te-ai căsătorit, ce? Apoi, familia este conservatoare. Oferă siguranță și stabilitate. Păi, între 7-8-10 oameni, e normal să ai stabilitate. Tradițiile și obiceiurile sunt uniforme și foarte puternice. În general, autoritatea implică raporturi de inegalitate și rolurile sunt distribuite ierarhic. Cel mai bătrân întotdeauna are dreptate. Babacu, bunicu, el a trăit cel mai mult, el a văzut cele mai multe lucruri, el are cea mai mare experiență, la el se raportează toată lumea. Cam el are ultimul cuvânt. Păi uitați-vă astăzi câte cuvinte are un bunic. Cine îl mai bagă în seamă? Trăiește într-o garsonieră pe undeva, nu știu dacă mai trăiește sau a murit. Apoi, acest model de familie are următoarele caracteristici. Loialitatea față de familie este mai importantă decât loialitatea față de propria persoană. Echipa e mai importantă decât individul. Eu, ca și păstor, spun următorul lucru. Fiecare persoană din biserica aceasta e importantă, dar biserica în întregime e mai importantă ca fiecare persoană. Adică nu o să subordonez toată biserica pentru o persoană care are moți, ci dimpotrivă o să țin cont de marea majoritate a bisericii. Soția este subordonată soțului în familia tradițională. Copiii de ambele genuri au roluri foarte precise. Băieții se joacă doar cu mașinuțe, nu cu păpuși. Sunt încurajate valori precum autoritatea, supunerea și conformismul. Autoritatea de sus în jos, supunerea de sus în jos și conformismul de jos în sus. Adică te conformezi că altfel urmează să stăm de vorbă. Îngrijirea copiilor și a vârstnicilor se face în familie, nu la grădiniță și nu la casele de copii. Se face în familie. Acolo se nasc copiii, acolo sunt educați. Cineva va sta cu el, că din cele 3-4 doamne care sunt acolo în casă, una va avea timp. Al doilea model este cel modern. Modelul modern, evident, că este opus. Asta înseamnă că revoluția industrială, cu toate efectele ei, a condus la înlocuirea familiei tradiționale cu familia modernă. Familia modernă este nucleară. Ce înseamnă că este nucleară? Exact ce înseamnă un nucleu în mijloc. Este nucleară și acolo locuiesc doar părinții și copiii. Bunicii vin în vizită, dar pleacă seara acasă. Aici soția are foarte multă autonomie și independență. De aceea relațiile sunt slabe și nesigure. Familia este liberală. Obiceiurile și tradițiile sunt relative, iar unitatea este foarte slabă. Când afectivitatea dispare, relația din cuplu intră în criză. Acest tip de familie are și el următoarele caracteristici. Societatea modernă, fiind flexibilă, predispune cuplul la foarte multă instabilitate. Adică tot ce se schimbă în societate, genul acesta de familie preia și încearcă să încorporeze. Deci familia aceasta va fi într-o continuă schimbare, tot timpul adaugă lucruri noi care apar în societate. Individualismul e mai presus decât loialitatea față de ceilalți. Individul aici este mai important decât grupul. În familia tradițională, grupul este mai important decât individul. Așa se explică creșterea alarmantă a numărul mare de divorțuri și toleranta îngrijorătoare față de acest fenomen. Acolo e doar el și ea. El spune una, ea nu-i de acord, se ceartă și nu mai e nimeni aproape de ei ca să intervină cu un sfat, cu o sugestie. Îl ia bunicul pe unul, îl trage deoparte și spune: mă, nepoate, hai să stăm un pic de vorbă. Bătrânul nu e acolo. Nu e nimeni acolo, decât ei doi. Și pentru că sunt singuri, sunt foarte predispuși să ia decizii greșite în situația în care nu se înțeleg. Femeia capătă independență economică.
pentru că ea muncește, uneori femeia e mai inteligentă decât soțul, alteori e mai educată decât soțul, alteori are un job mai bine plătit decât soțul. Și pentru că ei de când se căsătoresc până mor sunt în competiție și fiecare încearcă să-i dovedească celuilalt că el e mai musculos, atunci, sigur că practic ei sunt într-o luptă continuă. Fiecare caută gloanțe ca să-l împuște pe celălalt. Copiii au control asupra propriului destin. Adică copiii fac ce vor, sau aproape ce vor. Sistemul de educație este foarte slab și foarte permisiv. Părinții nu sunt educatori, sunt prieteni. Prieteni. Are doi prieteni și niciun părinte. Nimeni nu poate să-i spună, bă, dar potolește-te odată. Nimeni, pentru că sunt prieteni. Apoi, sunt încurajate valori precum egalitatea, flexibilitatea, comunicarea și reciprocitatea autorității și a puterii. În familia aceasta toată lumea are dreptate. Dacă vă mai aduceți aminte de fabula aia cu rabinul, s-au certat doi, el i-a primit pe rând, a stat de vorbă cu amândoi și la fiecare le-a spus că are dreptate. Și cineva care făcea curățenie în sinagogă l-a auzit pe rabin spunând la doi care aveau opinii diferite că fiecare are dreptate și omul sigur, mirat, aproape indignat, a întrebat, rabi, dar cum e posibil amândoi să aibă dreptate, că unul se duce încolo, unul încolo? Și rabinul, luându-și geanta și pălăria, plecând, zâmbind, i-a zis la omul ăsta, și mai tale ai dreptate. Mai este încă un model și modelul acesta este biblic și probabil că acesta este modelul pe care ar trebui să-l îmbrățișăm. Vedeți, sunt aspecte în modelul tradițional care fac parte din casele noastre, mai ales din casele celor mai bătrâni, iertați-mă, mai în vârstă. Modelul modern se potrivește mai mult cu stilul de viață a familiilor mai tinere. Haideți să ne uităm un pic la modelul biblic. Fariseii care pendulează între cele două modele l-au întrebat pe Mântuitorul Iisus care e modelul ideal de relație de cuplu, de familie. Și aduceți-vă aminte că Mântuitorul a răspuns simplu și inconfundabil. La început n-a fost așa cum spuneți voi. Ce a vrut Mântuitorul să spună? A vrut să spună că cum a fost la început, așa este regula lui Dumnezeu. Această regulă a lui Dumnezeu a fost supusă la schimbări. Au schimbat-o guvernul, au schimbat-o familia, uneori a schimbat-o biserica, au schimbat-o oamenii și pur și simplu a ajuns din ea o umbră care mai vorbește într-o oarecare măsură despre voia inițială a lui Dumnezeu. Hristos a spus următorul lucru. Voia lui Dumnezeu este prezentă la început. În procesul istoriei ea a fost pervertită de oameni pentru ca să o facă potrivită cu nivelul lor de confort. Adică fiecare ia ce-i place din Biblie, ce-l deranjează numai ea. Până când el se simte confortabil și are o pocăință potrivită pentru el, dar nepotrivită pentru Dumnezeu. Haideți să ne uităm un pic la ce spune Scriptura. La început familia a fost monogamă, un singur bărbat pentru o singură femeie. Ăsta este modelul pe care Dumnezeu l-a adus între oameni. Un singur bărbat pentru o singură femeie. Sigur, stăm în fața unei istorii pline de lacrimi, de nedreptate, de infidelitate, chestiuni care însângerează viețile oamenilor. Știu asta. Dar eu vorbesc despre idealul de început al lui Dumnezeu. Apoi familia a fost sfântă. Când familia a fost sfântă înseamnă că individul numit bărbat și individul anumită femeie, amândoi sunt sfinți în mod independent și individual. Fiecare își urmărește propria sfințenie și amândoi de asemenea trăiesc în sfințenie. Asta înseamnă că scopul principal al unui bărbat și de asemenea al unei femei este să-și dezvolte caracterul. Sigur, toate sunt importante, casa, masa, rochia, eleganța, toate sunt importante, dar primul lucru important este dezvoltarea caracterului, sunt virtuțile. Să fii un om de caracter, să fii un om de cuvânt, să fii un om care ai o reputație bună între oameni, o persoană admirată, nu pentru felul în care te îmbraci, doar, ci pentru ceea ce ești tu ca om, ca și caracter. Apoi, la început familia a fost autonomă, n-a depins de nimeni. Nu te căsătorești, mă, omule, dacă nu poți să-ți întreții familia. Familia este autonomă, trebuie să-ți plătești singur curentul, trebuie să-ți plătești singur apa, trebuie să-ți plătești singur mâncarea, trebuie să fii în stare pentru casa ta, nu trebuie să depinzi de nimeni. Că în momentul în care depinzi de cineva, nu mai ești liber.
Ăla îți impune să faci ce vrea el. Familia trebuie să fie autonomă. Ei amândoi trebuie să se descurce, trebuie să se auto-întrețină. Ei trebuie să hotărască unde și încotro se duce familia lor, cum sunt educați copiilor. Nu statul, nu școala, nu nimeni altcineva. Familia este autonomă, doar Dumnezeu, soțul și soția. Dacă lipsește Dumnezeu, rămâne numai soțul cu soția. Și dacă lipsește Dumnezeu, s-ar putea să mai lipsească și unul dintre cei doi. Apoi, familia trebuie să fie unită. Este imposibil ca soțul să ia o decizie importantă fără ca să ajungă de comun acord cu soția sau invers. Pentru că ei sunt prieteni, ei amândoi sunt într-o barcă. Dacă soțul dă gaură în barcă, numai soția se înneacă. Nu, se înneacă amândoi. Familia trebuie să practice autocontrolul, adică înfrânarea. Dacă un lucru îți place, asta nu înseamnă că e justificat să-l și faci. Câți dintre dumneavoastră n-ați renunțat la dulciuri pentru că aveți o problemă de sănătate și cu toată dorința de a mai continua să mâncați bunătatea aia, pur și simplu vă uitați cu ochișorii și nu mai băgați în gură că aia cu coasa stă în spate. Și iată cum ce-ți place, nu mai accepți doar pentru simplu motiv că îți face rău. Îți place, dar nu mai accepți asta. Alții își permit, dumneata nu-ți mai permiți. La fel, mutăm discuția pe lucrurile spirituale. Alții își permit. Vin la biserică, dar își permit să fumeze. Vin la biserică, dar își permit să se drogheze. Dau niște exemple absolut banale. Vin la biserică, dar își permit tot felul de relații. Ei, alții își permit, dar dumneata nu-ți permiți. De ce? Pentru că ești serios cu ce crezi. Ești serios cu principiile pe care le ai, cu valorile pe care le ai. Fiecare familie va fi așa cum o fac cei doi, soțul și soția. Să știți că familia noastră nu e cum o face biserica și dacă îmi permiteți, fac o afirmație greu de înțeles, familia noastră nu e cum o face Dumnezeu și e cum o facem noi. Să știți că este doar cum o facem noi. Noastră știți că este un pasaj în Iacov pe care noi îl tot spunem câteodată, nu... Ați întrebat vreodată pe cineva dacă vine la seara de rugăciune și v-a spus că dacă va vrea Dumnezeu, va veni? Sau vrei să mergem anul ăsta în misiune și spune dacă va vrea Dumnezeu, voi merge? Și dacă nu merge, înseamnă că n-a vrut Dumnezeu. Nici n-a vrut Dumnezeu să vină la rugăciune și nici n-a vrut Dumnezeu să vină în misiune. Și este ok. A scos-o destul de bine. Asta spune Iacov aici. Dumneavoastră știți că nu spune Iacov asta aici. Lăsați-mă să fac o scurtă paranteză. Nu știu dacă e prea multă nevoie. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom face cu tare sau cu tare lucru. Nu așa scrie în Iacov. Așa scrie în Iacov. Nici nu știm sigur dacă așa scrie în Iacov, că în Iacov nu scrie așa. Legătura ce vrea Dumnezeu nu este cu ceea ce facem noi. Nu. Legătura lui Dumnezeu este cu faptul că trăim. Uitați ce scrie aici. Nu scrie dacă va vrea Domnul vom face. Nu scrie așa. Scrie dacă va vrea Domnul vom trăi. Și dacă trăim, noi hotărâm ce facem, nu Domnul. Cei care nu sunt acum aici, să știți că nu Domnul a vrut ca ei să nu fie. Domnul a vrut doar ca ei să trăiască și ei au hotărât să nu vină din anumite motive. Cineva n-a putut, cineva n-a vrut. Ăsta este adevărul. Noi facem ce vrem noi, nu ce vrea Dumnezeu. De aceea lucrurile sunt așa cum sunt. Pentru că fiecare om are din partea lui Dumnezeu dreptul să facă ce vrea. În lumea asta sunt foarte, foarte mulți oameni răi și Dumnezeu se uită la ei, îi vede și le permite să facă asta. Sunt oameni care ucide oameni, sunt oameni care violează oameni, sunt oameni care fac foarte mult rău. Dumnezeu ne cheamă pe noi toți să ne asemănăm cu El. Și atunci când ne căsătorim, avem o căsătorie de calitate. Sau El ne cheamă și noi nu răspundem. Și pur și simplu trăim o viață plină de contradicții, plină de probleme, de necazuri, de frustrări. Poate că ar fi bine să luăm o pauză de 5 minute și apoi să ne mai rămână un pic de timp și să încheiem după aceea, să avem un moment de concluzii.
Însă am vrut în introducerea acestei seri, sau în introducerea acestei conferințe, respectiv în seara asta, să spun câte ceva despre faptul că tot ce se întâmplă în afara bisericii ne afectează foarte mult, pentru că noi mergem la școală, noi suntem membri din câmpul muncii, noi relaționăm în societate, suntem afectați social, de aceea noi, oamenii care facem parte din Biserica lui Dumnezeu și din familia lui Dumnezeu, noi care citim Biblia, noi nu citim doar Biblia. Noi nu suntem izolați de lume. Noi suntem permeabili, nu impermeabili. De aceea lucrurile acestea ne afectează. Mai mult de atât, există mai multe tipare de familie. Cineva e tradițional, dar imaginați-vă ce se întâmplă dacă se căsătorește cu o fată modernă. Numai acolo să nu fii. Când el va spune, facem așa, și dumneai va spune, nici vorbă, facem așa. Cum să se înțeleagă ăștia dacă unul se duce încolo și unul încolo? Ei n-au stat la început să facă o socoteală, bă, dar noi când ne punem împreună încotro ne ducem. Ei s-au pus împreună că emoția a fost mare, nevoie mare, și după aceea și-au dat seama că unul se duce cu trenul în partea aia și unul în partea cealaltă. Ei, pe platforma asta creată de ideologia laică, păgână, socială, și pe tiparele acestea de familie, care sunt o diversitate de manieră de a aborda viața personală și de familie, acum putem să venim și să discutăm un pic despre relația de cuplu, considerând că cei doi, soțul și soția, este afectat social și este afectat tradițional. Și acum intră în familie și fiecare vine cu mentalitatea lui, vine cu părerea lui, vine cu punctul lui de vedere și ăștia doi trebuie să devină una. Procesul acesta de a deveni una este marea dilemă.